Laicii au un rol esențial, bineînțeles, important în biserică. Dragi prieteni, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul Crucii, aici la Apolonia TV. Dorim să discutăm în această emisiune despre rolul pe care îl au laicii în biserică, mirenii, cum se mai obișnuiește să spună, mai ales prin intermediul asociațiilor de laici. Și vorbim în această ediție despre o asociație numită Acțiunea Catolică, despre rolul pe care îl are în biserică, despre ceea ce face pentru a mărturisi credința. Discutăm aceste lucruri cu invitata noastră, doamna Anca Frona, președintele Acțiunii Catolice din România. Bine ai venit, spun lucrul acesta, ne permitem acest mod de adresare, bine ai venit la această emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Avem câteva minute bune pentru a discuta despre o asociație frumoasă. Trebuie să recunosc că nu mi este deloc străină, colaborez cu această asociație și încerc să fiu obiectiv despre Acțiunea Catolică, dar până să ajungem acolo, ești mamă a doi băieți. Cum este să educi doi băieți extraordinari? Da, este foarte frumos și provocator în același timp, pentru că a fi mamă este darul pe care, cel mai prețios pe care mi l-a făcut Dumnezeu în viața mea. Am doi băieți mari, frumoși, pentru că orice mamă spune că proprii copii sunt cei mai frumoși, băieți care cresc sub ochii mei, sub ochii bunicilor și alături de soțul meu ne îngrijim să le oferim o educație potrivită. Matei și Andrei. Vârstele? Are 8 ani și jumătate. Mulțumesc tare mult. Iar Andrei a împlinit în luna mai 5 ani. Mulțumesc. Deci suntem pe baricade, cum s-ar spune. Înconjurată mult timp de copii, pentru că ești implicată în procesul educativ fiind învățătoare. Cum da. Este educația în ciclul primar? Da, sunt învățătoare de peste 20 de ani. Lucrez cu copii, lucrez în învățământ încă de când aveam 19 ani. Poți să întreb câți ani sunt de implicare în învățământ? Peste 20 de ani, 21 de ani. Am terminat liceul pedagogic și imediat după ce am finalizat aceste studii am intrat în pâine, cum s-ar spune, și am lucrat cu copiii de la clasa 1 până la clasa 4, în momentul de astăzi de la clasa pregătitoare până la clasa 4, ciclul primar. Este foarte frumos să lucrezi cu copiii, este frumos, este provocator, pentru că trebuie să ții pasul și ritmul cu ei. Copiii de astăzi sunt frumoși, drăgălași, dornici de cunoaștere, foarte dornici de cunoaștere, dar sunt în același timp și însetați de iubire, de atenție. Observ, așa cu trecerea timpului, de la generație la generație, cum copiii de astăzi au nevoie de tot mai multă atenție din partea adulților, din partea părinților, parcă cer, necesită această atenție. Și îmi dau seama cât este de important ca noi, ca părinți, ca educatori, să însoțim în această grijă de a le oferi o bună educație. Acușica începe școala în septembrie, te vei regăsi cu clasa, a? Da, voi avea clasa a doua, la Roman, pentru că acolo activez în momentul de față. Pot să spun că mi-e dor de ei. Chiar vacanța e lungă în privința asta. Da, vacanța a fost lungă, dar a trecut și foarte repede. Mi-am încărcat bateriile în această vacanță și sper să revin cu forțe proaspete la catedră, în fața lor, alături de ei, pentru a face față acestui nou an școlar. E o temă de dezbatere, sunt multe idei în ceea ce privește educația, nu intrăm neapărat în polemici sau în, nu știu, dezbatere de tot felul, totuși, așa, într-un mod personal, care sunt provocările educației în ziua de azi? Așa, într-o expresie, permit să o spun, o repetăm de multe ori noi români, la firul ierbii, pentru că, efectiv, acolo, în clasă, acolo se întâmplă cu adevărat lucrurile. Așa este. Cred că, în primul rând, ar trebui să lucrăm la o debirocratizare a sistemului de învățământ, pentru că, ca și dascăl, sunt prea multe hârtii, prea multe situații.
puțin timp ne rămâne să ne dedicăm cu adevărat copilului, să vedem ce este în spatele copilului care se află în clasă. Deci, din punctul meu de vedere, acesta ar fi o primă prioritate. Apoi, o altă provocare căreia trebuie să-i facem față, cred că este acest fenomen al digitalizării. Pentru că observ că copiii, încă de la vârste fragede, sunt cu telefonul în mână, adulții imediat dăm telefonul pentru a nu avea prea mare grijă, prea multe grijă. Îi liniștim, sunt cuminți. Și ne trezim cu copii care nu știu să comunice cu cei din jur, care nu mai știu ce înseamnă să se plimbe în natură, să vadă cum crește o floare, cum trebuie să ne comportăm pe stradă. Deci cred că aceste două provocări sunt de luat în seamă pentru viitorul generațiilor. Familia, misiunea de dascăl, îți mai rămâne timp și pentru alte lucruri? Da. Timpul cred că ne-l gestionăm fiecare așa cum considerăm și după prioritățile pe care ne le stabilim fiecare în parte. Rămâne timp cu ajutorul și cu înțelegerea familiei, timp pentru a dedica voluntariatului, pentru că, așa cum spuneați, fac parte din Acțiunea Catolică și coordonez această asociație de laici. Dar fac cu bucurie și cu pasiune ceea ce fac, pentru că Acțiunea Catolică m-a format și m-a ajutat să cresc în viața mea de până acum. Într-o emisiune precedentă am discutat cu tineri din Acțiunea Catolică, chiar din România, chiar și din Țara Sfântă. Nu ne-am lungit pentru a explica ce este Acțiunea Catolică, dar te întrebăm pe tine. Ești președinta Acțiunii Catolice din România, asociația care coordonează asociațiile locale, să spunem, de acest tip. Ce este Acțiunea Catolică? Da, mă bucur că ați avut invitați din Acțiunea Catolică. Recunosc că am vizionat această emisiune și m-am bucurat să văd și tineri din alte țări, din Acțiunea Catolică. Acțiunea Catolică este o asociație de laici care, în mod liber, se reunesc pentru scopuri formative și de acțiune pastorală. Acțiunea Catolică este încurajată de biserică și încurajată de conducătorii acestea, de către papi, pentru că ea a luat parte, s-a născut, să zicem așa, la inițiativa a doi tineri, Giovanni Acquadermi și Mario Fani, în Italia, în anul 1869, și de-a lungul timpului a fost susținută și încurajată de capii bisericii. Iar Papa Pius al XI-lea, îmi permite să citez, spunea că Acțiunea Catolică nu este altceva decât ajutorul adus de laici la opera apostolică a ierarhiei. Ea a existat de la originile bisericii, luând în prezent o formă nouă, mai bine adaptată timpurilor prezente. Cel care definește foarte bine Acțiunea Catolică este Conciliul Vatican al II-lea, mai exact documentul conciliar apostolic am actuozitate, unde ni se stipulează foarte clar care sunt caracteristicile acestei asociații de laici și îmi permit să le enumer așa foarte pe scurt și într-un limbaj foarte laic. Da, nu facem lecție de teologie, nu e cadrul emisiunii, da. Important să înțelegem toată lumea. Deja termenul apostolic am actuozitate, este un document al Conciliului Vatican al II-lea, al bisericii, care vorbește tocmai despre rolul laicilor în biserică. Biserică, da. Deci caracteristicile acestei asociații de laici ar fi următoarele. O primă caracteristică este eclezialitatea, pentru că Acțiunea Catolică are același scop ca și biserica, și anume sfințirea oamenilor. Un al doilea scop este laicitatea. Din Acțiunea Catolică fac parte doar laicii. Preoții sunt colaboratori, pentru că o altă caracteristică a acestei asociații este colaborarea cu ierarhia. Deci ținem cont tot timpul și cerem acordul și părerea asistenților noștri spirituali și ne îndrumă ei în activitățile pe care noi le realizăm. Iar o altă, cea de-a patra caracteristică este organicitatea.
Adică Acțiunea Catolică lucrează în mod organizat, pe diferite categorii de vârste și totul se face într-un mod foarte, foarte, foarte bine organizat. Nu așa de la sine, întâmplător, ci efectiv o structură foarte, foarte clară. Ca dovadă că, de exemplu, tu ca președintă nu ai fost numită, ci ești alesă de membri. Da, exact. Sunt aleasă în urma unei adunări generale, adunare generală la care au participat președinții din asociațiile diecezane, eparhiale, alături de persoane care fac parte din Consiliul de Conducere. Deci democrația este la ea acasă, da, într-o asociație de la aici. Și avem o structură foarte, foarte clară. Tocmai de aceea, această caracteristică a organicității, pentru că, spunem noi, în biserică, folosim această expresie, nu este democrație, este ierarhie, dar când vorbim despre, să spunem, despre laici, aici lucrurile sunt mai democratice și e bine că este așa. La nivel mondial, cum este organizată Acțiunea Catolică? La nivel mondial, știu că Acțiunea Catolică face parte, este prezentă de fapt în peste 40 de țări și suntem reuniți în cadrul unui forum internațional care se numește Forumul Internațional al Acțiunii Catolice. Este de fapt o rețea de asociații internaționale, rețea care favorizează cunoașterea între asociații, încurajează schimburile de experiențe. Chiar aici la Iași au avut loc diferite activități care au fost organizate și încurajate de către Forumul Internațional al Acțiunii Catolice. Fac parte țări din 5 continente din acest forum internațional. Acțiunea Catolică din România a făcut parte din secretariatul de conducere al acestui forum internațional. Doamna Viorica Lascu, care este din Cluj, face parte reprezentând AGRU, adică Asociația Generală a Românilor Uniți, a fost chiar în secretariatul de fondator atunci când a luat naștere acest organism internațional. Iar apoi am fost prezenți în structura aceasta de conducere între anii 1997 și 2000, 2004-2008 și în 2012-2017. Iar un loc de cinste pentru România. Da, iar în 2017, chiar aici la Iași, a avut loc adunarea generală a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice. Au fost prezenți reprezentanți din 40 de țări. Am avut chiar și un mesaj din partea Papei Benedict al XVI-lea în acea vreme. Deci este un organism care încurajează acest schimb de experiență și de cunoaștere între asociațiile de tip Acțiune Catolică din lumea întreagă. Asociații din care fac parte, din câte știu, copii, tineri și adulți. Exact. Acestea sunt cele trei sectoare de activitate cu care lucrează, să zicem așa, Acțiunea Catolică. Avem activități care sunt specifice copiilor, activități specifice tinerilor, activități specifice adulților. Dacă putem spune că în aceste activități, prin aceste activități, noi încurajăm membrii noștri să se apropie de Dumnezeu, să se cunoască mai bine între ei, să devină mai buni, să se implice în societate, să ofere din talanții cu care au fost înzestrați în slujirea bisericii și pentru binele comunității. Am văzut la nivel mondial, dorim să știm cum este organizată Acțiunea Catolică aici în România. Aici în România noi existăm oficial din anul 2008, când s-a semnat la Blaj un protocol de asociere între asociații de tip Acțiune Catolică din România, dar de fapt noi știm că Acțiunea Catolică a fost prezentă în România încă din anii 1928-1929 în Biserica Greco-Catolică. Iar în anii 1948 a fost întreruptă această activitate. A fost reluată apoi după anii 90 în dieceza de Iași. Acțiunea Catolică Sfântul Iosif din dieceza de Iași este prezentă din anul 1992. Trebuie să spunem faptul că întâlnirile internaționale la care noi eram prezenți, găzuiți de Forumul Internațional al Acțiunii Catolice, au făcut ca noi,
să ne cunoaștem mai bine și să ne dorim să ne unim într-o structură națională. Și așa cum spuneam, în 2008 s-a născut această idee de a ne uni în cadrul unei federații, federații care reunește asociațiile de tip Acțiune Catolică din cadrul Bisericii din România de ambele rituri, rit latin și rit bizantin. Iar în anul 2008 s-a încheiat acest protocol de asociere între asociații de rit bizantin, și anume AGRU, Asociația Generală a Românilor Uniți, AGRU Național, ASTRU, Asociația Tinerilor Români Uniți, ASTRU Cluj, ASTRU Oradea, ASTRU Blaj. Din anul 2008 a aderat la această structură națională care se numește Federația Acțiunea Catolică din România, deci în anul 2008 a aderat și ASTRU Eparhial Lugoj, iar în acest an, 2019, este în curs de aderare Asociația Familiilor Catolice Vladimir Ghica din București. Am făcut puțin istorie, am conturat structura acestei asociații. Care ar fi misiunea, care este misiunea, sau care sunt provocările, dar care este misiunea acestei asociații în aceste timpuri, în biserică și în societate? Vă spun că e o asociație de laici. Da, nu este o misiune ușoară, dar este o misiune frumoasă, pentru că noi ne dorim ca Acțiunea Catolică să fie o prezență activă în viața bisericii și a societății. Mai întâi în viața bisericii, ne dorim ca și vrem ca Acțiunea Catolică să fie motorul parohiei, pentru că trebuie să spunem un specific al acestei asociații este să fie implementată în parohie, în locul de bază, locul pastoral, unde se realizează pastorația bisericii. Deci ne dorim să fim fermentul care animă și însuflețește viața parohială. Acțiunea Catolică ajută la implementarea planului pastoral, dar în același timp are și proiecte proprii, proiecte și activități proprii destinate membrilor, dar și oricăror persoane care doresc să ne fie aproape. În plan social, pentru că am spus că Acțiunea Catolică vrem să fie prezentă și în societate, vrem să fim o prezență activă la locul nostru de muncă, unde ne aflăm, la școală, la serviciu, oriunde suntem prezenți, iar Papa Francisc ne încurajează foarte, foarte mult în acest sens, spunându-ne că este necesar ca Acțiunea Catolică să fie prezentă în lumea politică, managerială, profesională, dar nu pentru ca să se creadă creștini perfecți și formați, ci pentru a sluji mai bine. Consider că este provocator ceea ce ne cere Papa Francisc. Membrii noștri, o parte din membrii noștri sunt implicați în viața politică, trebuie să spunem acest lucru, fac parte din consilii locale, deci sunt persoane active la locul lor de muncă. Sunt și persoane, avem membri care sunt implicați și în viața managerială. Ne străduim să-L facem cunoscut pe Hristos acolo unde suntem în viața de zi cu zi. Vorbim de asociații, dar dacă e o asociație care promovează vocația laicală, dacă e să vorbim despre această vocație a laicului, care este locul său în biserică? Trebuie să spunem din start, biserica nu e făcută doar din papa, din episcopi și preoți, nu, aceasta este întreaga biserică, e tot poporul lui Dumnezeu și mare parte din poporul lui Dumnezeu, mare parte este făcută din laici. Care este rolul laicului în biserică? Consider că laicii trebuie să fie activi, prezenți în biserică, să fie alături de păstori, să colaboreze și să-și asume responsabilități, pentru că aici cred că noi trebuie să lucrăm, să ne asumăm responsabilități în cadrul bisericii, dar și în societate, să fim colaboratori ai bisericii, să fim coresponsabili alături de păstorii noștri în misiunea bisericii care ne-a fost încredințată. E un termen pretențios, dar destul de dens și
profund, de a fi co-responsabil. Nu înseamnă că în biserică cea mai mare responsabilitate o au preoții, episcopii și laicii, folosesc o expresie, nu e cea mai potrivit, trebuie să execute. De ce vorbim de co-responsabilitate? Ne place să credem că suntem pe același nivel, să spun așa, alături de ierarhii noștri, pentru că împărțim responsabilitățile, suntem răspunzători împreună, ne asumăm împreună responsabilitățile și încercăm să le facem față și să le ducem la capăt, la bun sfârșit, prin implementare. Prin modalități, bineînțeles, diferite, potrivite propriei stări, bineînțeles, vocații, dar vorbim despre vocație și poate asta e bine să reamintim, a fi laic nu e ce mai rămâne în biserică, ci este o vocație, bineînțeles, în virtutea chemării noastre, chemării, virtutea botezului. Ce se întâmplă în grupurile de acțiune catolică, în asociațiile, într-o parohie unde există acțiune catolică? Într-o întrebare simplă, ce fac oamenii când se întâlnesc acolo? Fie că sunt copii, fie că sunt tineri, fie că sunt adulți. Îmi place să cred că acolo, într-o parohie unde există acțiune catolică, există viață. Pentru că, așa cum zice și titlul, acțiune înseamnă dinamism, înseamnă mișcare, înseamnă activități. Pentru că acțiunea catolică propune activități pentru fiecare persoană, pentru fiecare sector de vârstă. Avem domenii de activitate, ca să spun așa, avem o parte liturgică unde membrii noștri se implică în astfel de activități, în animarea liturghiilor, în participarea la cor, organizează ore de rugăciune, de adorație. Avem o parte formativă, adică ne îngrijim de formarea membrilor noștri, oferim cadre de formare specifică. Știu că se organizează cursuri de formare pentru liderii parohiali, cursuri de formare pentru animatorii copiilor, cursuri de formare pentru adulți. Avem o parte caritativă, o latură caritativă, mai bine zis. Ne îngrijim de bolnavi, de săraci, de orfani. Știu grupuri parohiale care merg săptămânal la astfel de bolnavi, merg și duc cuvântul lui Dumnezeu acolo, citesc Evanghelia duminicii respective, ajută bolnavul dacă are astfel de nevoi. Iar un alt domeniu în care ne implicăm este partea recreativă, pentru că orice grup are nevoie de astfel de momente recreative. Organizăm campusuri estivale care bine reunesc și un astfel de campus presupune și o parte formativă, dar și recreativă. Avem momente de relaxare, de ieșire la iarbă verde. Deci e un grup. De ce un membru ar dori să facă parte dintr-o astfel de asociație? Trebuie să recunoaștem că sunt multe oferte, multe oportunități, posibilități, sau refăcând întrebarea, ce oferă special o asociație precum Acțiunea Catolică? Îmi place să cred că membrii noștri vin la Acțiunea Catolică în primul rând pentru a-L face cunoscut pe Hristos, a da mărturie despre credința lor. Apoi, membrii noștri sunt prieteni foarte buni între ei, am văzut grupuri care se cunosc foarte bine, au aceleași, poate, aceleași preocupări, aceleași hobby-uri, ies împreună, deci sunt prieteni. Apoi, cred că Acțiunea Catolică oferă și acea siguranță, și cred asta foarte mult, acest aspect, deci oferă acea siguranță că te afli pe calea cea bună, pentru că astăzi avem atâtea oferte de a face parte din diferite grupuri, dar faptul că Acțiunea Catolică este aproape de biserică, merge și funcționează în ritmul și la pas cu biserica, cred că dă acea siguranță că te afli ca om pe calea cea bună, alături de Hristos.
Pomeneai înainte că mulți papi au susținut acțiunea catolică și nu doar formal, dar și prin documente, prin adresări, prin lucruri pe care le-au comunicat. Un moment important pentru acțiunea catolică la nivel mondial a fost în aprilie 2017, când la Roma s-au reunit reprezentanți ai acțiunii catolice din întreaga lume. Sfântul Părinte a dorit să îi întâlnească și li s-a adresat. La acea întâlnire erai și tu prezentă, nu erai singur, erai cu familia. Să le luăm pe rând, mai întâi, ce a dorit să transmită Sfântul Părinte acțiunii catolice cu această ocazie? Observ că deja ai venit cu textul pregătit, pentru că a fost un discurs destul de lung, da, și profund. Ce a spus Sfântul Părinte acțiunii catolice? Papa Francisc a avut atunci un discurs bogat în semnificații, un discurs puternic. A insistat foarte mult pe această idee a ieșirii, o acțiune catolică care iese în lume, o acțiune catolică care iese din propria parohie, dincolo de ziduri, o acțiune catolică care să fie atentă la cei marginalizați, la cei săraci. Mi-amintesc cu emoție acea zi când Papa Francisc a venit la acea activitate a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice. A fost o întâlnire emoționantă. Trebuie spus faptul că Papa Francisc iubește foarte mult această asociație de la aici, pentru că el însuși a fost membru al Acțiunii Catolice în Argentina, a crescut în această asociație de la aici și o iubește, o are la inimă. M-a impresionat foarte mult citatul, sau mă rog, ceea ce spunea în finalul acestui discurs, că acțiunea catolică este pasiunea catolică. Pasiunea catolică, pasiunea bisericii, este să trăiască bucuria dulce și mânghietoare de a evangheliza. De acest lucru avem nevoie ca acțiune catolică. Dragi prieteni, suntem la o ediție în care discutăm despre rolul laicilor în biserică, rolul pe care are o organizație de laici, cum este Acțiunea Catolică, și discutăm despre această temă cu doamna Anca Frona, președinte al Acțiunii Catolice din România. Vorbeam înainte despre acel eveniment, acea întâlnire importantă de la Roma, din care a făcut parte și întâlnirea cu Sfântul Părinte, care a încurajat acțiunea catolică, s-a adresat, a oferit, dacă vrem să spunem, un parcurs de creștere a acestei asociații, dar erai cu familia. Sunt imagini frumoase, pentru că cred că le vom vedea și noi pe parcursul acestei emisiuni, cu cei doi băieți ai tăi îmbrăcați în costum național. Chiar la un moment dat, dacă nu greșesc, Sfântul Părinte îi ducea de mână intrând în aula în care se desfășura evenimentul. Cum au trăit băieții tăi acest moment? Au fost entuziasmați. Pe vremea aceea Andrei avea 3 ani, 2 ani și jumătate, aproape 3. Ei s-au bucurat văzându-l atunci pe Sfântul Părinte. Acum, în momentul de față, încerc să le reamintesc acele momente și să le mențin vie această amintire a lor. Dar pentru noi, ca părinți, a fost foarte emoționant. Într-adevăr, Papa Francisc a intrat în aula de desfășurare a congresului ținându-mi proprii mei copii de mână. Cum te-ai simțit văzându-i? Este greu să descriu în cuvinte ceea ce am simțit atunci. Mi-a crescut inima. Acum când văd imagini, nu vine să cred că chiar s-a întâmplat, dar am văzut atunci umanitatea Sfântului Părinte, cât de dezinvolt era cu copiii, cum îi ținea de mână, chiar făcea glume cu ei. Am rămas surprinsă de această umanitate a Papei Francisc și cred că acest aspect al umanității uimește pe fiecare în parte. Ulterior, Sfântul Părinte a ajuns la Iași. A fost momentul în care, într-un fel, ați schimbat vizita, pentru că a venit el și ați venit să-l întâlniți nu la Roma, ci aici la Iași. Bănuiesc că ați participat la
la cu întâlnire? Cu siguranță, am fost prezenți, n-aveam cum să lipsim aici acasă la noi când vine Papa Francisc, ne-am pregătit intens să fim prezenți la ea și ne amintim atunci vremea de atunci cât era de... Au rezistat copiii în prima parte? Au rezistat, am venit, mi-amintesc că ploua foarte tare pe drum, noroi, trafic intens, dar eram fericiți că venim la ea și să-l întâmpinăm pe Papa Francisc la noi acasă. Am trăit cu mare, mare emoție și bucurie acel eveniment. Copiii fericiți. L-au recunoscut. Sfântul Părinte. Ba mai mult, Andrei, chiar și astăzi, în zilele de astăzi, ziua de astăzi, atunci când vede un avion trecând pe cer, el spune că este avionul Papei Francisc. Deci dorința cea de ca Papa să revină sau el să mai meargă exact, din nou la exact, mă mai întreabă când mergem la Papa Francesco, când mai mergem cu avionul să venim pe Papa Francesco. Ne-am bucurat de Sfântul Părinte la noi aici acasă. Ce te-a impresionat cel mai mult în vizita Sfântului Părinte în România și după ce vedem la Iași? Da, au fost fiecare locație în parte a avut acolo unde a fost prezent Sfântul Părinte, la București, la Blaj, la Șumuleu Ciuc, la Iași, fiecare eveniment a avut bogăția și frumusețea ei. Îmi place să spun și să cred că Sfântul Părinte ne-a vorbit despre ce înseamnă a fi fericiți. Sfântul Părinte ne-a vorbit despre fericirea visată în familie și construită în familie. Dacă ne gândim la întâlnirea de la Iași, unde am văzut că Papa Francisc a vorbit foarte mult despre frumusețea familiei, despre ce înseamnă să transmiți credința din generație în generație și ne-a încurajat să facem acest lucru. Apoi, Papa Francisc cred că ne-a învățat despre, sau ne-a vorbit despre fericirea trăită în piață, în mijlocul cetății, alături de confrați, pentru că în acele zile, am învățat ce înseamnă a merge împreună. Și noi, la nivel de acțiune catolică, experimentăm ce înseamnă, sau care sunt provocările lui acest a merge împreună. Pentru că fiind persoane de rit latin, rit bizantin, avem preocupări sau, mă rog, ritmi diferiți, suntem așa, a merge împreună, pentru noi acest motto s-a potrivit foarte, foarte bine. Iar apoi Papa Francisc ne-a vorbit sau ne-a învățat despre fericirea construită pe credință. Pentru că la Blaj ne amintim cu toții liturgia de beatificare a episcopilor martiri, episcop care au încurajat și au susținut de-a lungul istoriei acțiunea catolică. A fi familie, a trăi familia, viața de căsătorie și viața de familie pe stânca credinței, e greu în aceste timpuri? E mai ușor într-un mediu de școală? E mai greu? Nu pot să spun că e foarte greu, dar nici ușor nu este. Care sunt cele mai mari provocări? Cred că a-ți asuma, a fi tu însuți acolo unde ești, a da mărturie despre cine ești. Cred că asta e cea mai mare provocare pe care o avem în zilele de astăzi. Adică să spunem că suntem creștini, da, eu promovez credința, cred în Iisus Hristos, îmi iubesc frații, îmi iubesc aproapele, dau mărturie despre Evanghelie prin ceea ce fac, prin activitățile pe care le desfășor zilnic, prin ceea ce eu învăț pe cei din jurul meu. Cred că asta este cea mai mare provocare la care noi trebuie să facem față astăzi. Ești atent în parcursul educativ dincolo de programe, de hârtie și lucrând cu copiii să transmiți aceste valori, bineînțeles, cu atenția cuvenită. Rolul tău este de a fi învățătoare, nu este și profesorul de religie, dar încerci să transmiți aceste valori fiind atent la fiecare copil în parte, respectând fiecare copil. E cazul să se facă lucrul acesta sau nu este cazul? Eu cred că da, este important să facem acest lucru. Și sunt atentă. Uneori fac fără să-mi dau seama, pentru că face parte din felul meu de a fi, dar cred că e important ca un educator să știe foarte clar, să aibă principii de viață clare
și acest lucru se vede și prin felul său de a fi, prin felul său de a se comporta, prin felul său de a educa. Eu consider că e în regulă. Da. Din lunile acestea, în această vacanță, mă pomeneai despre faptul că Acțiunea Catolică are grijă și pentru momentele recreative, culturale, artistice și așa mai departe. A fost un eveniment semnificativ pentru Acțiunea Catolică, denumit Campusul Național al Acțiunii Catolice din România. Despre ce e vorba? Este campusul unitar al Acțiunii Catolice din România. S-a desfășurat în luna iulie la București, la Casa Părinților Carmelitani. A reunit peste 150 de persoane, de copii, tineri și adulți. I-a spus împreună ce a ieșit? Împreună, au stat sub același acoperiș, au avut activități specifice în parte, dar și activități care i-a reunit pe toți împreună. A fost o activitate reușită și pot să spun că o pot numi și tradițională, pentru că anul acesta am desfășurat cea de-a 5-a ediție a Campusului Unitar Național. Tema a fost Acțiunea Catolică pe drumul fericirii și noi în cadrul acestei activități am aprofundat mesajul Sfântului Părinte adresat la Congresul FIAC din 2017, dar am reflectat și asupra discursurilor pe care Papa Francisc le-a avut în cadrul vizitei sale în România. A fost o activitate frumoasă, reușită. Spuneam că a fost pe diferite, a avut activități specifice diferitelor nivele de vârstă. Copiii au urmărit figura lui Moise, au avut în prim plan figura lui Moise și l-au însoțit în călătoria sa apostolică. Tinerii au dezbătut teme precum traficul de persoane, au avut un moment de formare și pe baza scrisorii Christus Vivit. Un document a Sfântului Părinte adresat tinerilor. Adulții au avut invitații speciale, au vorbit despre binele comun. Toate acestea s-au întâmplat, cum spuneam, la Snagov, dar pe lângă aceste momente specifice au fost și momente unitare, momente desfășurate împreună, copii, tineri și adulți. Au fost momentele liturgice, Sfintele Liturghii, rugăciunile de dimineață, rugăciunea de seară, dar și momentele recreative, pentru că nu au lipsit jocurile, nu au lipsit cântecele, nu au lipsit seratele. Care jocurile populare, tradițiile. Da, care ne-au făcut să fim mai aproape unii de alții. Că veni vorba și despre faptul că s-a încercat rememorarea vizitei Sfântului Părinte, ați avut și un invitat special care a vorbit și chiar a adresat, a spus unele lucruri așa din culise cu vizita Sfântului Părinte. Da, a fost într-una din zile a fost prezent și Nunțiul Apostolic din România, care a încurajat membrii Acțiunii Catolice și ne-a povestit despre cum a fost să organizezi vizita Papei în România. Apoi, în altă zi, am avut invitat pe preasfințitul de București. Preasfințitul Frățină, preasfințitul greco, episcopul greco-catolic. Greco-catolic. Mulțumesc pentru completare. Cred că trebuie să spunem telespectatorilor că Părintele Felix este și asistentul spiritual general al Acțiunii. De asta am spus la începutul emisiunii, când încerc să fiu obiectiv. Eu mă bucur că aduce completări la ceea ce spun eu și mulțumesc pentru asta. Da, spuneam, la Snagov au fost zile frumoase și pline de încărcătură spirituală. Revenim asupra unui aspect care eu cred că este semnificativ. Campusul a dovedit lucrul acesta, dar e specific pentru și definește întreaga Acțiune Catolică, acest dialog între generații, asociații în care sunt împreună copii, adolescenți, tineri, adulți. Se reușește în cadrul Acțiunii Catolice acest dialog între generații? Eu cred că da, și se reușește din plin, pentru că mai ales campusul unitar a fost un cadru potrivit în care noi am, să spunem, exersat, am practicat acest dialog între generații. Dar această bogăție generațională pe care ne oferă Acțiunea Catolică
cred că prin aceasta noi experimentăm și trăim din plin frumusețea credinței transmisă din generație în generație și devenim mult mai conștienți de măreția chemării noastre, aceea de a fi mesagerea credinței, ai bunătății, ai solidarității. Acțiunea Catolică este o mare familie și noi spunem foarte des acest lucru și experimentăm și trăim din plin acest lucru. Papa Francisc, în discursul său din 2017, spunea că în cadrul Acțiunii Catolice copiii îi învață pe copii, tinerii îi învață pe copii, adulții îi învață pe copii, îi învață pe tineri. Deci avem permanent acest schimb de idei, împărtășiri, mai bine zis, împărtășiri de experiențe, ceea ce dă unitate și frumusețe Acțiunii Catolice. E un timp în care biserica e destul de atentă la realitatea tinerelor generații. Pomeneai înainte și de exortația apostolică a Sfântului Părinte, Christus vivit, Hristos trăiește, este o scrisoare, am putea spune, chiar dacă e un document consistent, către tineri și către toți cei care lucrează cu tinerii și pentru tineri. Ce au nevoie tinerii în ziua de azi? Cea mai mare nevoie, privind în jurul lor și de la o asociație cum este și Acțiunea Catolică? Ce caută? Cred că tinerilor din ziua de astăzi le lipsesc modelele autentice de trăire a credinței sau de trăire a vieții de zi cu zi. Vedem tineri într-o permanentă căutare, au nevoie de însoțire, de sprijin. Asta încercăm să le oferim prin Acțiunea Catolică, modele de trăire autentică a credinței. Chiar în campusul unitar despre care vorbeam anterior, am avut în fiecare zi reflectarea asupra vieții unui episcop martir. Și astfel de momente de formare avem și în alte tipuri de activități. Deci cred că aceasta lipsește tinerilor. De asta au nevoie tinerii astăzi, oferirea unor modele clare, autentice de trăire. Ce rol au adulții în această misiune? Cel mai important rol, consider, pentru că noi învățăm de la adulți. Noi am fost învățați de către părinții noștri. La rândul nostru am avut adulții, pe adulți ca model. De aceea cred că trebuie să avem un curaj mai mare de a însoți tinerii în formarea lor, în acest parcurs de formare. Cum se simt copiii în activitățile din parohii? Pentru că e nevoie de multă atenție, e nevoie să fie în siguranță, e nevoie să ofere ceva semnificativ. Spunea înainte, copiii poate sunt mai tentați de un smartphone sau de un joc online sau ce știu eu, alte lucruri. Cum se simt copiii într-o asociație în care încearcă să aibă grijă de parcursul lor formativ? Copiii sunt dinamici, sunt prezenți, sunt activi. Ei participă cu drag și interes la activitățile pe care asociația noastră le propune. Știu că au activități specifice, au momente de cateheză. La aceste momente formative le sunt susținute de către formatori bine pregătiți, alături de parohii sau vicarii, preoții care slujesc parohia respectivă, sunt și persoane laice, pregătite în domeniu, care asigură cateheza și formarea. Și în cadrul Acțiunii Catolice avem persoane profesioniste, să zic așa, din acest punct de vedere. Încercăm să le oferim copiilor acest cadru și această formare de care ei au nevoie. Lărgind orizontul pe parcursul misiunii tale și ca președinte în dieceza de Iași al Acțiunii Catolice și la nivel național, ai participat la multe activități, întâlniri internaționale, deci ai fost în mai multe țări. Care au fost momentele care ți-au rămas, fiecare moment așa are importanța asta, care au fost momentele sau întâlnirile care ți-au rămas cel mai adânc în suflet?
Da, e greu să răspund la această întrebare. Toate au avut rolul și importanța lor. Am încă în inimă pelerinajul în Țara Sfântă din anul 2008, pe care sau la care am fost prezent alături de tineri din alte țări. Apoi o altă experiență foarte importantă în formarea mea a fost proiectul Kenya din anul 2009, când Acțiunea Catolică a fost prezentă în dieceza de Maicona și acolo, alături de copiii și tinerii de acolo, am realizat momente de formare, momente recreative. Am trăit efectiv 2 săptămâni la Maicona și am văzut ce înseamnă viața de Africa. Am învățat atunci să apreciez mai mult ceea ce am. Am învățat să văd frumusețea persoanei așa cum este ea, să o apreciez și să o iubesc mai mult. Și sunt multe alte activități care mi-au rămas în inimă. Bineînțeles, întâlnirile cu Papa Francisc, nu sunt încă în vii, de asemenea întâlnirile cu Papa Ioan Paul al II-lea, care știm că a iubit atât de mult această asociație de la aici. Mereu spunea, biserica nu se poate lipsi de Acțiunea Catolică. Mi-amintesc întâlnirea din 2004 de la Loreto. Cred că a fost chiar ultima întâlnire publică pe care a avut-o Sfântul Ioan Paul al II-lea alături de Acțiunea Catolică. Deci sunt momente dragi în inimii mele și au un loc aparte așa în sufletul. Deja tot ceea ce ne spui este o încurajare pentru ca alți copii, tineri și adulți să aibă acest curaj, această inițiativă de a face parte din Acțiunea Catolică. Dar dacă ar fi să sintetizezi cum i-ai încuraja pe cei care ne ascultă, care sunt în parohii, să facă parte din Acțiunea Catolică. I-aș încuraja să vină la Acțiunea Catolică pentru că își fac prieteni, pentru că sunt pe calea cea bună, așa cum spuneam înainte. Au acea siguranță că, sau avem, Acțiunea Catolică ne dă acea siguranță că ne putem mântui, să spun așa, și prin Acțiunea Catolică. Sunt sfinții Acțiunii Catolice, persoane care au trăit în această asociație de la aici, care au dat mărturie prin Acțiunea Catolică despre frumusețea credinței și consider că ele ne sunt modele clare că da, se poate să te mântuiești și făcând parte din Acțiunea Catolică, poți deveni sfânt și făcând parte și lucrând în Acțiunea Catolică. Putem spune Acțiunea Catolică este o cale de sfințenie? Putem spune. Acțiunea Catolică este o cale și o școală de sfințenie, pentru că sunt mulți sfinți care au crescut și s-au dedicat slujirii în Acțiunea Catolică. Avem Sfântul sau Fericitul Alberto Marvelli, Ivan Merz, Pina Suriano, Nenolina, o fetiță de câțiva ani, da, de la Roma. Fericitul Ioan Paul al II-lea, Sfântul Ioan Paul al II-lea, care este și patronul Federației Acțiunea Catolică din România. Deci sunt persoane care suntem spre finalul emisiunii. Ce lasă Acțiunea Catolică în viața ta? Întrebările cele mai grele sunt la sfârșit, se pare. Da, Acțiunea Catolică în viața mea lasă așa cei mai frumoși ani din viața mea. I-am trăit în Acțiunea Catolică și trăiesc în Acțiunea Catolică. Îmi lasă așa, lasă ideea unei familii, pentru că Acțiunea Catolică este o familie, și lasă acea bucurie de a sluji cu iubire, cu generozitate, aproapele și biserica noastră. Îți mulțumesc pentru că ai dorit să participi la această emisiune în care am discutat despre rolul laicului în biserică, despre misiunea unei asociații de laici precum Acțiunea Catolică. Îți mulțumim pentru toate încurajările oferite membrilor și celor care sunt în comunitățile noastre și care au aflat, iată, la această emisiune că pot face foarte mult pentru în biserică și pentru societate sau în biserică și în societate, și îți dorim mult rod în
tot ceea ce faci în asociație, dar și în familie și în educație. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Dragi prieteni, pe parcursul acestei emisiuni am dorit să redescoperim vocația pe care o au laici în biserică, rolul pe care îl au în biserică și în societate. Am vorbit despre misiunea unei asociații de laici, Acțiunea Catolică. Vă mulțumim că ați rămas cu noi pe parcursul acestei emisiuni și vă îndemn să rămâneți în continuare cu Apolonia TV. La revedere!